Deputatul Alin Băcaru a explicat de ce a ales să renunțe la PSD după 17 ani. Am ales să fac parte în acest proiect pentru că și cuvântul meu este ascultat, ceea ce nu se mai întâmpla de mult timp nici la PSD Gorj, nici la PSD Central. Am preferat să plec acum pentru că este un proiect politic nou și îmi doresc să văd dacă într-adevăr experiența politică acumulată în ultimii 17 ani alături de colegii mei de la PSD Gorj pot să o pun în practică în acest nou proiect. Dacă în ultima perioadă, ca deputat, eu unul personal, ca mulți alți colegi, pentru că sunt foarte mulți care au același sentiment ca și mine, noi suntem acolo doar ca să votăm. Cuvântul nostru nu este important. Și ați văzut, au fost mai multe decizii în care s-au luat de unul, doi oameni și la fel acel stil de conducere, care este la nivel central, se manifestă și la nivel județean. Eu acolo, în Partidul Social Democrat, sunt inutil și că oricât de mult aș încerca eu să muncesc, direcțiile se dau de la centru și dacă nu ești agreat de cei de la centru, nu ai nicio șansă să reușești. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, susține că plecarea lui Văcaru cântărește greu. Cu toate acestea, nu se așteaptă și la alte demisii. A fost un om de bază, un om pe care organizația s-a putut baza, dar asta este viața. Dânsul are o altă opțiune. Noi îi urăm succes mai departe și pot să asigur toți membrii PSD că vom organiza și conduce de așa natură activitatea încât să nu se cunoască lipsa domnului Alin Băcaru. La nivel național, 7 deputați au părăsit Partidul Social Democrat și au trecut în rândul Partidului Pro-România, înființat de Daniel Constantin.